Bună ziua, prieteni! Iată, ne aflăm în toiul unei dezbateri foarte intense despre Uniunea Europeană și tocmai pentru a vedea dacă România a beneficiat sau a avut de pierdut de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană, L-am invitat în platoul televiziunii noastre pe domnul senator Cristian Lungu, președintele PMP Cluj și candidat pe lista PMP pentru alegerile pentru Parlamentul European. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Ați auzit întrebarea? Am avut de câștigat sau de pierdut de pe urma aderării? Mi-am dorit foarte mult să discut despre acest subiect pentru că suntem în campania pentru alegerile europarlamentare. Și am observat pe scena politică, practic, că această campanie se învârte oarecum în jurul unor teme naționale și mai puțin în jurul unor subiecte precum acesta pe care îl vom aborda astăzi, în care vom explica românilor de ce, în primul rând, trebuie să meargă la vot pe 26 mai și de ce trebuie să voteze formațiuni care susțin apartenența în continuare la Uniunea Europeană. Și asta pentru că nu există, cred că, niciun actor politic în acest moment care să poată nega beneficiile nu numai de ordin economic, ci și de ordin social, ordin politic și de ordin de securitate. Avem cifre? Bineînțeles, pe care România, da, de pe urma cărora România a beneficiat după 1 ianuarie 2007. Știți, eu sunt un pro-european convins, cred că trebuie să spun lucrul ăsta, pentru că este mai corect așa față de cei care ne privesc. Însă, aș vrea să trecem de la un discurs care vizează principii la lucruri foarte concrete, pentru că am văzut că multă lume. Uh, dintre cei care contestă să spunem beneficiile României la Uniunea Europeană, vin și spun uh, acești oameni domnule, dar Uniunea Europeană ne impune face curat la noi acasă, cum adică noi suntem așa și atunci dacă mergem la cifre putem să discutăm pe lucruri concrete absolut, să vedem absolut. ce a avut de câștigat România Bineînțeles și mi-am venit aici cu foarte multe notițe, sper să avem timp să le parcurgem pe toate, asta pentru că există un număr ex extrem de mare de beneficii pe care România le-a avut după 2007. Haideți să începem cu beneficiile economice, da? Da, haideți să, să luăm, despre, da, da corect, despre fondurile europene. Fondurile europene, rând. am contribuit sau am beneficiat? Absolut. Deci, în 11 ani de când România a intrat în Uniunea Europeană, da? Deci, balanța financiară netă a României, adică sumele, diferența dintre sumele primite de la Comisia Europeană și cât am plătit noi de la bugetul național a fost de 30,4 miliarde de euro. Bani care au intrat în economia, românească. bani care au intrat direct în economia, economia noastră. Asta este doar ca și, ca și început, pentru că există și alt fel de beneficii economice, precum salariul minim pe economie. În 2006, da, anul care a precedat intrarea noastră în Uniunea Europeană, a fost de 330 de lei. Vă mai puteți imagina astăzi, în 2019, un asemenea salariu precum, nu știu, poate în Ucraina găsim da, un vecin al nostru de la nord-est, care este similar. Pe când la noi, în 2019, avem un salariu uh, minim pe economie de 2080 de lei. Vorbim uh. de creșterea nivelului de trai. Bineînțeles. Pentru că au crescut și prețurile, vedem acest lucru și în minima sunt cifre nominale. Sunt oportunități da, care s-au deschis. Absolut. absolut. Apoi, uh, o altă chestiune, pensia medie. Da? Este un subiect de, destul de fierbinte astăzi, cu, pentru că legea pensiilor este în discuție publică. În 2006, pensia medie era de 374 de, de lei în România. În 2019, 1181 de lei. Iată iar o creștere, dar în cei 11 ani, un beneficiu net. Pe să care spunem putem un să lucru îl... foarte concret. Acest lucru nu s-a întâmplat de la sine. Uniunea Europeană are niște mecanisme care urmăresc convergența a regiunilor și a nivelurilor de trai în așa fel încât să fie eliminate diferențele foarte mari între regiunile foarte bogate și cele foarte sărace. Regiunile foarte sărace, cum erau majoritatea, de fapt toate regiunile de românești, înainte de aderarea la Uniunea Europeană, au primit bani, au putut să se dezvolte, a crescut nivelul de trai, ca să înțeleagă oamenii celor au avut Uniunea Europeană în să aceste creșteri despre care... Și asta întreprim. se traduce într-un alt, într alt factor, de exemplu salariul mediu net în 2006 era 866 de lei, da? astăzi este 2933 de lei. Iată, iar un beneficiu net pe care România l-a avut în cei 11 ani de la și aderarea noastră. Ministerul financiar estimează că va trece chiar în luna următoare, în iunie, de pragul de 3000 de lei. Iată, un prag psihologic acest salariu. Absolut. Și pentru că discutăm despre cifre concrete, discutăm și despre alocația pentru copii, care a crescut uh, din 2006 de la 24 de lei, da, iată, la 300 de lei pentru copii sub 2 ani de zile, un demers uh, la care opoziția da, a avut uh, o contribuție extraordinară acum două luni de zile, la votarea, jumătate, bugetului. Da, la votarea bugetului, când opoziția practic a susținut și a dat practic șahmat uh, Partidului Social-Democrat, pentru că nici ei și-au dat seama că nu pot vota împotriva unui asemenea amendament. Dar atunci, automat, practic, din luna mai, alocația pentru copii sub 2 ani de zile a urcat la 200 de lei în, în România. Din nou, un beneficiu net în, de, la 3, de la 24 de lei în 2006, pe care îl punem în dreptul României în ce 11 ani. Dar nu doar persoanele au avut de beneficiat, ci și companiile. Așa Dar este. Sunt, sunt companii care Practic, au început să exporte sau chiar să devină internaționale, tocmai ca urmare a, a faptului că România este parte a Uniunii Europene. Avem a, exemple la Cluj a, de companii de software care au devenit companii cu filiale în Germania, Polonia, Ungaria și așa mai departe, a, pentru că au putut să se dezvolte fără restricții. ITU este un domeniu mai aparte, dar dacă și în acest domeniu aparte. Vedem că există exporturi care au crescut foarte mult și aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră în calitate de candidat pentru Parlamentul European puteți spune ceva, câte ceva despre această dinamică a exporturilor. Pentru că sunt un om al cifrelor concrete, revin la notițele mele cu care m-am pregătit pentru emisiunea pentru de astăzi. 2006 exportam practic de 68% din exporturile noastre mergeau pe piața intracomunitară. Sau viitoarea piață intracomunitară în 2006, atunci, astăzi o creștere de 15%. Suntem la 86% din exporturile naționale merg pe piața uh, intracomunitară. Poate înainte exportam și pe alte piețe mai vulnerabile economic, Rusia, poate știu eu, sau alte piețe, uh, ceea ce a adăugat și un beneficiu de securitate, dacă vreți, da? pentru că discutăm despre o stabilitate în momentul în care exportăm. Uh, și încasăm uh, evident uh, fonduri din interiorul uh, Uniunii Europene sunt mai puțin vulnerabili la șocurile la... au crescut ca valoare de aproape 4 ori uh, în acest uh, interval de timp, adică 86% dintr o sumă de 4 ori uh, mai mare reprezintă mult mai mult decât 68% dintr un sfert uh, din Suma pe care o avem astăzi sunt, sunt niște lucruri foarte, foarte interesante. Atunci, de ce spun cei care critică Uniunea Europeană faptul nu, că ar trebui să fim mai patrioți, mai demni, mai nu știu cum? Deci, sunt probabil că nu de veți găsi, și pierdut sensul. Nu veți găsi un patriot mai mare uh, ca mine la Cluj. După cum vedeți, sunt candidat în Parlamentul European, Europene, dar port cu mândrie uh, steagul național întotdeauna uh, la mine. Uh, nu. Înțeleg aspectul acesta. Va trebui să întrebați pe uh, candidații unor altor formațiuni politice care uh, vorbesc despre ro exit sau uh, să ne reîndreptăm privirile spre Est. Eu sunt aici să vă mai punctez câteva aspecte pozitive ale apartenenței noastre la Uniunea Europeană și vreau puțin să, după cifrele de la macro, dacă vreți, la nivel macro uh, naționale, vreau să punctez și câteva lucruri care s-au întâmplat pentru Cluj da? uh, în cei 11 ani uh, din momentul în care am aderat la Uniunea Europeană. Uh, vă amintesc de cei uh, 77 de milioane de euro pe care uh, firma Bosch i-a da, investit uh, la Jucu, pe platforma de la uh, Tetarom uh, 3. Și acești, acești bani reprezintă doar faza, faza 1 a investiției. Da, Bosch a dezvoltat după aceea și centre de inginerie și, și centre care, divizii care se specializează în producția de software, a extins această investiție, da, așa este. Apoi, firma Delonghi, practic, care are în acest moment cea mai mare uh, producție de uh, aparate de cafea din Europa, 50 de milioane de euro aduse în comunitatea locală, comunitatea noastră locală de la Cluj, tot așa într-o primă fază și care au promis într-o într fază următoare mai multe fonduri peste cele 50 de milioane. Vreau să amintesc aici un aspect foarte important. Tetarom 3 există datorită faptului că în prima fază a existat Tetarom 1. Tetarom 1 s-a creat cu fonduri europene în cea mai mare parte iar apoi acele fonduri europene care au produs profit prin rom 1 au dat naștere la Tetarom 2 și 3. Și datorită acestui curs, da, acestui circuit care a început cu fonduri europene, practic am ajuns astăzi să avem cei doi jucători majori care au investit sumele respective doar într-o în, primă fază. În Tetarom 3, dacă în Tetarom 2 avem compania Emerson. Care a investit tot așa peste 100 de milioane da de euro. Dar și rom, de durori, de -a rom 2 s-a creat tot așa pe profitul obținut din ted 1. Da, și ca perspectivă pe ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, contrazice foarte sever ceea ce spun cei care critică Uniunea Europeană și care spun că Uniunea Europeană vine să ne închidă fabricile. Doamne, ferește, eu așa ceva încă n-am auzit, dar bănuiesc că va trebui să întrebați pe cei care susțin asemenea idei, cel puțin în campania pentru europarlamentare. Cred că se îngroapă din punct de vedere politic și nu numai. E o chestiune foarte foarte interesantă pentru că ceea ce ați menționat a dus la apariția de locuri de muncă și practic pentru prima dată în ultimii 30 de ani numărul de angajați din România l-a depășit pe cel care exista în 1989 cu mențiunea că în 1989 aveam și șomaj mascat, erau oameni care erau ținuți în fabrică și a căror misiune principală era să mute o cutie cu vopsea dintr-o secție în alta. Complet ineficient, din da. punct de vedere economic cel puțin. Lucrul asta s-a văzut după căderea comunismului când, într-adevăr, au fost închise o serie de fabrici, dar poate n-au fost cele mai bine gândite investiții. Așa este. Deci vreau să mai punctez încă două aspecte la această categorie economică, pe lângă absorția netă, da, de 30,4 miliarde de euro în cei 11 ani. Mai există un alt aspect. Investițiile străine, da, din țările Uniunii Europene, după 2007, da, s-au majorat cu 36 de miliarde de euro în cei 11 ani. Este Vorbim extrem de, de important. fonduri private. Așa este, companii ale private care au da, investit aici. Discutăm despre fonduri publice, la prima categorie, 30,4 miliarde, da, după aceea de fonduri private, pe care dumneavoastră l-ați menționat, de 36 de miliarde de, de euro. Și un alt aspect foarte important și ceea ce este extrem de ușor de înțeles pentru cei care ne urmăresc, banii trimiși de remitențele. români, remitențele trimise de de românii care lucrează în spațiul comunitar, în mod legal, după 2007, în acest moment, da, avem cifrele de anul trecut, sunt la 31,7 miliarde de euro. Deci, dacă însumăm toate cele trei categorii, da, public, ajungem la da, 100 de miliarde 100 de euro. 100 de miliarde de, de euro capital net, da, capital net care a intrat în România pe cele trei căi, dacă vreți, public, da? bani publici, bani privați și uh, banii trimiși de românii noștri care lucrează în țările Uniunii Europene, repet, în mod legal, în mod transparent. Dacă facem un calcul sumar, cred că este vorba de cel mai mare flux financiar uh, de care a beneficiat vreodată România în toată istoria ei. Dar banii aceștia au fost cheltuiți tot timpul cu eficiență Asta este o altă întrebare. Eu nu aș putea să vă răspund la asta, pentru că, repet, în scurta mea activitate politică am fost. Din păcate, zic eu, doar în opoziție, nu am avut șansa să drămuiesc, dacă vreți, nici la nivel local, nici la nivel central. Poate tocmai Aminte? din opoziție vedeți mai bine lucrurile. Da? Așa este. Și atunci eu, eu v-aș spune că probabil nu, că probabil nu, dar nu am neapărat toate cifrele unui unui ministru care, într-un minister al său poate să vadă exact cifrele respective și poate să, să vă răspundă. Da, Dar așa, exact. din perspectiva omului simplu, când mergeți la București, aveți o autostradă care să vă ducă de la Cluj Absolut la deloc, București? Nu? Absolut deloc. Și i-am mai spus lucrul ăsta. Ineficiența banului public este foarte dramatică. Deci în modul în care se cheltuiesc bani, există câteva comunități, într-adevăr, unde se poate vedea o diferență enormă Câteva comunități care ar, ar spune au fost, poate, nu în ograda PSD-ului, niciodată. Deci nu au fost niciodată administrate de, de PSD, ci mai mult de reprezentanți, poate, ai opoziției în acest moment, și care au încercat și prin fonduri europene, din nou, la nivel local, nu numai la nivel central, să aloce acești bani și să dezvolte, practic, comunitatea locală. Ce în care e informația despre ineficiența fondurilor europene este cu atât mai uh, tragic cu cât Uniunea Europeană are proiecte prin care dă bani autorităților să-și pregătească specialiștii în așa fel încât să crească e termenul acela, să crească până la urmă capacitatea administrativă de a lua bani europeni. Dar vedeți dumneavoastră, mecanismul prin care acești bani vin este puțin mai greu, într-adevăr, și există apoi un mecanism de verificare a cheltuirii acestor bani. Nu și în consecință nu pot fi furați. Da? Deci anumiți primari și nu numai și președinți de consilii județene Uh, găsesc destul de inaccesibile aceste fonduri și preferă să meargă la... Sau ministere, haideți da. să luăm uh, sau cazul concret și... al Spitalului Regional de Urgență. Sunt 150 de milioane de euro uh, bani europeni care sunt alocați pentru construcția a trei spitale regionale și o vedem pe doamna Pintea, pe doamna Ministrul al Sănătății, că zilele trecute se plimbă prin spitale din Cluj și critică faptul că un spital uh, cum ar fi cel județean, arată rău. Păi n-ar fi trebuit să înceapă construcția pentru spitalul regional de urgență și acel spital să fie dezafectat, adică mă rog, eu nu pot să înțeleg neapărat asta în timp ce ne gândim, mă rog, nu noi guvernul PSD se gândește la construcția de autostrăzi cu fonduri din China în timp ce la București primarul PSD Firea dă contracte turcilor în loc să pentru autobuze locale, da, în loc să avem fabrică exact aici la noi la, la Arad sau nu numai, chiar în Uniunea Europeană unde am putea Uh, retrimit aceste fonduri, să rămână intracomunitare, da, și în același timp să pompăm acești bani, să retrimitem bani în bugetul Uniunii Europene și să beneficiem și noi prin acest circuit, într-o parte a cheltuirii acestor bani. Ei preferă să trimită banii în afara Uniunii Europene. Este de neînțeles pentru pentru mine. Acesta. Străd, sunteți un politician de dreapta și de aceea vă propun un exercițiu de imaginație. Până acum ați. Uh, Uh, vorbit exact așa cum vorbește politicianul uh, care reprezintă ideologia uh, drepte sau ideologiile drepte, pentru că vorbim de mai multe curente, și ați vorbit din perspectiva uh, companiilor, din perspectiva mediului antreprenorial. Dar dacă răsturnăm perspectiva și privim din, uh, prin ochii omului simplu, există beneficii palpabile, concrete, ale apartenenței la Uniunea Europeană, beneficii care să-l determină pe omul de pe stradă să meargă la vot în 26 mai? Am menționat cele trei și am să le reiau. Salariul minim pe, pe economie, 330 de lei. Concret, 2080 astăzi. Salariul mediu net, 866 de lei în 2006. 2933 astăzi. Și cel mai important pentru pensionari, da? 374 de lei pensia. Medie în 2006. Astăzi suntem la 1181 pensia medie în România. Cred că aceste cifre concrete, fără a intra în alte detalii, Arată ex, extrem de, de clar de ce trebuie, de la cei care muncesc la stat, da? nu numai, și mediul privat și chiar pensionarii să meargă pe 26 mai și să voteze formațiuni de dreapta care îndeamnă la apartenența, și chiar PMP, care prin vocea președintului Traian Băsescu îndeamnă la o mai mare integrare a României. În uh, comunitatea europeană, președintele Băsescu vorbește chiar de Statele Unite ale al Europei. Aici putem să discutăm puțin mai, mai mult. Uh, Dânsul crede că o mai mare integrare da, pe modelul federalist din, din Statele Unite a Statelor Europene. Ar putea preveni o, o, un eventual, o eventuală dezbinare și o eventuală surpare a acestei construcții europene. Dar, dincolo de aceste lucruri, aș vrea să vorbim, de exemplu, despre nișe care nu sunt acoperite de aceste cifre pe care le-ați menționat, sau de mediul academic, mediul universitar, pentru că suntem un oraș care are cam 100.000 de studenți, masteranți, doctoranți sau tineri care învață pentru a deveni studenți. A simțit, în un fel, să spunem așa, aceast, acest principiu al beneficiilor apartenenței la Uniunea Europeană? Cred că urma tocmai să vă menționez aspectul acesta, pentru că am aici niște notițe pe care mi le-am făcut. Sunt extrem de multe lucruri pe care mi le-am notat, cu care m-am pregătit pentru misiunea de astăzi, și nu cred că va fi timp să le parcurgem pe toate, dar la a doua categorie pe care eu doream să o abordez sunt beneficiile sociale. Și aici a și aspectul pe care dumneavoastră l-ați menționat și voi ajunge și la această, la, la această, chestiune, dar vreau să, să le spun clujenilor că din momentul în care am aderat la Uniunea Europeană, da, avem dreptul la liberă circulație și ședere da, pe teritoriul comunitar. Ce înseamnă asta? Adică orice clujan poate să meargă să se stabilească cu domiciliul într-o țară care aparține comunității, să călătorească dacă dorește doar, să studieze, atenție, foarte important, gândiți-vă că noile generații de, de români se formează în vest și aduc cu ei... Sau și în vest, că acele programe Rasmus presupun... Da, semestru, și în vest, două, și în trei... dar aduc cu ei un plus de mentalitate. Da? Noi, în perioada comunistă, am fost vădiți. Asta este adevărul. Aduc cu ei un plus de mentalitate care contează enorm pentru că cea mai mare parte a lor vin înapoi și sunt antreprenori. și care nu sunt numai și străini și care vin sunt... în Așa, de este, Așa este. Și aici vreau să, să punctez o, o chestiune foarte importantă pentru Cluj. Sunt peste 5.000. Peste 5.000 de, de studenți care studiază anual în municipiul Cluj-Napoca. Studenți care aduc un plus enorm. Studenți străini. Studenți străini, da, din țările Uniunii Europene care aduc un beneficiu enorm din punct de vedere uh, financiar Comunității locale din Cluj-Napoca. Asta înseamnă taxe plătite universităților locale, înseamnă bani pe care îi plătesc pe, pe cazare, înseamnă bani pe care îi cheltuiesc, nu știu, în mod discreționar pe diferite lucruri de care au, au nevoie, înseamnă, desigur, uitați-vă la impactul pe care l-a avut uh, în cei 11 ani uh, asupra aeroportului din, din Cluj. Da? Ne uităm în 2019 la 3 milioane de pasageri care vor tranzita acest aeroport care acum 11 ani avea undeva la 100 de mii de, de cât călători. De uh, nu uitați că o altă... 60 de mii pe an. Da, pe, pe, pe an, bineînțeles. că ajunge la 60 an. de mii pe zi. Da. Uh, apoi, clujenii pot să muncească în orice... Deci, legal, pot să muncească în orice stat membru al comunității europene. Și nu în ultimul rând, un lucru mai puțin cunoscut: orice Clujan poate să călătorească fără viză în cea mai mare parte a statelor lumii, beneficiu care ne-a parvenit ca urmare a aderării. De ce? Canada, Pentru că pașaportul, pașaportul românesc uh, realmente a fost acceptat ca urmare a apartenenței noastre la comunitate în mult mai multe țări fără viză. Bine, noi ne dorim, cred că și dumneavoastră, ca românii care muncesc sau clujenii care muncesc, muncească într-un stat al Uniunii Europene numit România, pentru că vedem că avem pe de o parte un deficit al forței de muncă generat de creștere economică și pe de altă parte sunt și familii care au de suferit ca urmare a faptului că au fost situații în care oamenii din cauza situației economice proastă din România din anii trecuți au fost nevoiți să, să plecem străinătate și uh, ce aș vrea să vă să vă rog să comentați. Există un studiu al Institutului Intercultural din Timișoara care arată că aceste comunități de studenți uh, străini uh, care au venit în Cluj au schimbat țesătura uh, socială a orașului în bine dacă în urmă cu câțiva ani Clujul era renumit pentru băncuțele sale tricolore și coșurile de gunoi tricolore și pentru un naționalism depărat de destul de agresiv. Acum acest studiu arată că are un profil social mai apropiat de Bruxelles și de Paris decât de București sau decât de alte orașe din Estul Europei și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră simțiți acest lucru. Simt lucrul acesta absolut. Nu știu exact de ce București a rămas puțin în urmă sau poate Iași. Nu știu exact care e situația la Iași. Desigur noi profităm datorită proximității și fizice dar nu numai. De pe urma aderării în acest aspect da, al schimbării țesutului social-cultural, dacă vreți. Cred că este un lucru extraordinar de bun. Repet, așa cum studenții noștri se educă, da, parțial cel puțin în vestul Europei, și aduc acea mentalitate de care noi avem nevoie, acei studenți din Europa, din țările comunității europene, la fel fac o infuzie de mentalitate nu numai pe partea economică, ci și o infuzie, dacă vreți, de idei și de mentalitate în comunitatea clujană, ceea ce uh, duce această comunitate. Uh, am văzut chiar acum câteva zile un studiu uh, care arată că în Cluj-Napoca se trăiește de fapt mai bine ca în câteva capitale destul de renumite. Am văzut Barcelona, mă rog, Barcelona nu este o capitală, am văzut, mi se pare, dacă nu mă înșel, uh, Uh, New york da? Era chiar acolo un studiu, deci nu este o exagerare. Bine, acum aceste studii sunt diferite de la o entitate care le produce la alta, dar net vorbind, uh, noi am beneficiat în cei 11 ani enorm. Uh, dacă există uh, competitori politici în această campanie electorală care ar putea să uh, puncteze câteva dezavantaje uh, pentru, uh, pentru noi ca țară în cei 11 ani, această uh, sumedenie de argumente pe care, repet, nu am reușit să vi le prezint în totalitate astăzi, cred că acoperă și cred că pot convinge orice clujan ca pe 26 mai trebuie să iasă la vot și să, votea, și să voteze un partid ca PMP, da? care îndeamnă nu doar la rămânerea în comunitatea europeană, ci la o mai mare integrare uh, în, în această comunitate, repet un lucru, comunitatea europeană este cea mai mare piață economică din lume în acest moment, mai mare decât Statele Unite și chiar decât China. Deci, o, 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 o eventuală ieșire din această comunitate economică, gândiți-vă ce, ce ar însemna. Am văzut în, punct în de vedere... Marea Britanie, care n-a ieșit, doar discuția despre Brexit a produs pierderi economice și, și sociale, dar în finalul emisiunii aș vrea să vă întreb Uh, cum vedeți dumneavoastră câteva lucruri și aș dori să vă rog să răspundeți pe scurt uh, o, integra o Uniune Europeană cu mai multe viteze sau una care să aibă o singură viteză? O singură viteză. Nu există mai mulți, uh, mai multe tipuri de, nu știu, de, de țări, da? Țări de mâna a doua, țări de mâna a treia sau mâna a patra. Nici, nici vorbă de așa ceva. În Schengen... O Europa cu mai multe viteze ne-ar dezavantaja pe noi. În Schengen niciun... sau în afara Schengen? În Schengen. Și o, încă, încă o întrebare, uh, mai multă integrare sau să rămână lucrurile așa cum sunt? Cred că trebuie puțin mai multă integrare, poate n-aș merge până la Statele Unite ale, ale Europei, dar uh, cred că trebuie puțin mai multă integrare, cel puțin pe aspectul justiției, da? Acel, uh, acea instituție a procurorului uh, uh, european poate este destul de, de bună tocmai pentru a vegea la absorția fondurilor europene și buna implementarea lor în țările, în țările care o, o, o compun. Vă mulțumesc foarte mult pentru Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Prieteni, ne vedem pe net.